Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, cel puțin în prima parte a cărții Levitic, avem în continuare prezentate jerfele pe care poporul trebuia să le aducă înaintea lui Dumnezeu. Am văzut până acum ce presupunea jerfa arderii de tot, precum și jerfa de mâncare. Acum ne este prezentată jerfa de mulțumire sau jerfa de pace. Această jerfă vorbește despre comuniunea și părtășia celor credincioși cu Dumnezeu Tatăl prin Domnul Isus Hristos. Nu putem veni la Dumnezeu decât prin Isus Hristos, el este calea. Nicio o jertfă nu poate constitui singură imaginea completă a persoanei lui Iisus Hristos și multiplele aspecte ale slavei sale. Așa cum avem nevoie de patru evanghelii pentru a contura viața pământească a Domnului Isus, tot la fel avem nevoie și de cele cinci jertfe ale Leviticului pentru a ne crea o imagine despre persoana și lucrarea lui. Vom observa asemănări izbitoare ale jertfei de mulțumire cu arderea de tot dar vom vedea că există și un contrast clar între cele două. Jerfa de mulțumire sau jerfa de pace este unică în felul ei. O să mă refer în continuare la ea doar ca jerfa de pace, pentru că vom vedea imediat semnificația acesteia. Jerfa pentru pace nu este un simbol al păcii sau al împăcării realizate de Hristos prin sângele său vărsat pe cruce, pentru că ar fi în legătură cu păcatul, ceea ce ar plasa această jerfă în altă categorie, în epistola adresată colosenilor în capitolul 1, în versetele 20, 21, 22, Pavel spune: și să împace totul cu sine prin el, adică Hristos, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și faptele voastre rele, El v-a păcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui Sfinț, fără pihană și fără vină. Aceasta nu este jertfa pentru pace. Mai degrabă, jertfa pentru pace reprezintă acea pace la care se referă Pavel în epistola adresată a Efesenilor. Pacea care îi aduce pe toți credincioșii în comuniune cu Dumnezeu Tatăl lucru realizat de Duhul Sfânt prin Domnul Isus Hristos. Iată ce spune el. Dar acum în Hristos Isus, voi care odinioare erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și am păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. În jertfa pentru pace, accentul nu este pus pe împăcarea făcută de Isus prin sângele de pe cruce, ci pe faptul că El este pacea noastră datorită sângelui de pe cruce. Isus Hristos este locul de întâlnire al tuturor credincioșilor și a fiecărui credincios cu Dumnezeu Tatăl. Hristos este singurul capabil să doboare zidurile care îi despart pe oameni din toate rasele, religiile și etniile toți sunt făcuți una în Hristos. Astfel, ei devin o locuință a lui Hristos în Duhul și au intrare la Tatăl. Vedeți, numai cei credincioși pot avea părtășie și se pot împărtăși cu minunile, frumusețile și slava lui Hristos. Ei pot avea o relație adevărată cu Dumnezeu și părtășie cu El și unii cu alții, în timp ce se bucură împreună de lucrurile lui Hristos. Același lucru vrea să-l spună și Apostolul Ioan în versetul 3 din capitolul 1 al primei sale epistole. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi, și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Jerfa pentru pace ne strânge la oaltă. Numai dacă ne adunăm în jurul persoanei lui Iisus Hristos, putem avea părtășie unii cu alții. Nimic nu mă poate opri să am cu absolut orice persoană, cu condiția să ne întâlnim în jurul persoanei lui Hristos. Acolo suntem făcuți una. Înaintea lui suntem toți la același nivel și ne putem bucura de persoana lui Hristos. Dar să vedem ce găsim în acest capitol 3 din Cartea Levitic. Versetul 1 Când cineva va aduce Domnului un dar ca jertfă de mulțumire, dacă îl va aduce din cireadă, fie de parte bărbătească, fie parte femească, să o aducă fără cusur înaintea Domnului. Jerfa pentru pace este, într-un anume sens, tot cuprinzătoare. Păcătosul poate veni la Dumnezeu pentru că Hristos a făcut pace prin sângele crucisane. Există de asemenea comuniune cu Dumnezeu și părtășie pe baza păcii prin sângele crucisale. Hristos și lucrarea lui răscumpărătoare constituie cerința necesară și suficientă pentru pacea cu Dumnezeu. Accentul în jerfa pentru pace cade mai cu seamă pe comuniune, pe unirea strânsă cu Dumnezeu. Care este chemarea Evangheliei pentru cel păcătos? Dumnezeu îi spune fiecărui păcătos, ești pierdut, ești despărțit de mine, așa că trebuie să te condamn la întuneric veșnic dacă totul s-ar opri aici, dacă Dumnezeu ar face acest lucru, el ar fi drept și sfânt și toți îngerii din ceruri ar cânta laude numelui său. Dar Dumnezeu este mulțumit cu ceea ce a făcut Domnul Isus pentru noi, așa că acum și eu și tu, dragul meu ascultător, putem veni înaintea lui Dumnezeu. De acum, mesajul lui este altfel. El spune așa, Ești pierdut, însă ești apropiat de mine prin ceea ce a făcut fiul meu, Isus Hristos. De acum, poți să intri în veșnicia Luminii. Întrebarea este, vreți și voi să fiți împăcați? Dumnezeu este mulțumit, așa cum spuneam, cu ceea ce a făcut Domnul. Acesta este mesajul. Aceasta este vestea bună. Dumnezeu s-a întors deja la noi. Dar vreți să vă întoarceți și voi la El? Dumnezeu vă va primi pe baza lucrării Domnului Isus. Vreți să fiți și voi mulțumiți cu lucrarea făcută de Domnul Isus, Să veniți la Dumnezeu și să aveți părtășie, comuniune cu El? Pentru că aceasta este pacea de care veți avea parte. Jerfa pentru pace este diferită în câteva aspecte de arderea de tot. În cazul arderii de tot, putea fi jerfit numai un animal de sex masculin, ori aici este permisă și aducerea unui animal de sex feminin, dar tot fără cusur. Cel care aduce jertfa nu va găsi în Hristos tot atât de mult cât găsește Dumnezeu în el. Arderea de tot ne vorbește despre ceea ce vede Dumnezeu în Hristos. În jertfa pentru pace, cel care aduce jerfa găsește sau descopere ceva în Hristos, era permisă aducerea de animale de sex feminin pentru că aici se are în vedere capacitatea celui care aducea jerfa de a se bucura de Hristos. Aducătorul jerfei nu descoperă niciodată în Hristos tot atât cât vede Dumnezeu în el. Dar iată ce trebuia să facă în continuare cel ce aducea jerfa. Se pună mâna pe capul dobitocului, să-l junghe la ușa cortului întâlnirii și preoții fiului Aron să stropească sângele pe altar de jur împrejur. Până în acest punct, nimic nu este diferit de arderea de tot. Din această jertfă de mulțumire, să aducă drept jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, grăsimea care acoperă măruntaele și toată grăsimea care ține de măruntaie, cei doi rinichi și grăsimea de pe ei și de pe coapse și prapurul de pe ficat pe care îl va dezlipi de lângă rungi. Aici se face remarcată deosebirea față de arderea de tot. Toată jefa pentru arderea de tot era pusă pe altar, era mistuit acolo. În jefa pentru pace era adusă numai o parte din animalul junghiat. Această parte este specificată aici în mod detaliat. Ea include grăsimea și măruntaele. Acestea simbolizează bogățiile ascunse, calitățile prețioase, valoarea nemăsurată a caracterului lui Hristos pe care numai Dumnezeu le cunoaște. Se întâmplă uneori să cunoști adevărata valoarea unui om pe care îl iubești și care este victima unor atacuri verbale, violente și publice. La începutul lucrării mele am cunoscut un mare predicator și m-am prietenit cu el și cu familia lui. La un moment dat el a fost victima unui astfel de atac și s-au spus lucruri foarte urâte despre el. Eu știam că nu sunt adevărate. Tot la fel, oamenii spun o mulțime de lucruri neadevărate despre Hristos. Mulți spun, nu înțeleg cu tare sau cu tare lucruri despre Isus Hristos. Acum, sincer fiind, nici eu nu le înțeleg pe toate, dar Dumnezeu îl cunoaște. Dumnezeu cunoaște totul. Dumnezeu vede în Hristos mai mult decât putem vedea noi. El vede mărunteile pe care noi nu le putem vedea. Adevărul este că noi nu-l cunoaștem pe Isus Hristos. De aici și cuvintele lui Pavel, și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui. Să continuăm. Fiul lui Aron să le ardă pe altar deasupra arderii de tot care va fi pe lemnele de pe foc. Aceasta este o jerfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Jerfa era mistuită de foc și acest lucru ne arată dedicarea totală a lui Hristos, precum și suferințele și încercările pe care le-a avut de îndurat în trupul său omenesc. Aceasta este o jerfă de un miros plăcut Domnului. Accentul este pus în continuare pe persoana lui Hristos, nu pe lucrarea sa. Se are în vedere viața lui perfectă, nu moartea sa pentru păcat. Suferințele din timpul vieții sale pe pământ nu au fost îndurate pentru păcatele omenirii. În primele trei ore pe cruce, chinurile sale au fost provocate de mâna omului. Abia în timpul ultimelor trei ceasuri petrecute pe cruce. Aceasta a devenit un altar pe care era adus ca jertfă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În aceste ultime trei ceasuri, Dumnezeu a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință și să-I aducă sufletul ca jertfă pentru păcat. Observați că jertfa pentru pace era pusă deasupra arderii de tot și erau mistuite de foc împreună. Acestea merg împreună pentru ca noi să avem o imagine completă a valorii interioare și a slavei lui Hristos. Versetele 6 și 7 din Levitic Dacă darul pe care îl aduce ca jertfă de mulțumire Domnului va fi din turmă, fie parte bărbătească, fie parte femească, să o aducă fără cusur. Dacă va aduce jertfă un miel, să-l aducă înaintea Domnului. Mielul arată caracterul lui Hristos și de aceea este cât se poate de potrivit ca dar adus pentru jertfa de mulțumire sau jertfă pentru pace. Prin contrast, animalele din ciread, taurul sau boul sau vițeaua, înfățișează latura de slujire a lucrării Domnului nostru. Boul era un animal domestic folosit pentru purtarea poverilor și aratul ogoarelor și reprezenta transportul și comerțul zilelor. Boul era un slujitor și un prieten al omului. Un astfel de animal reprezintă, poate, caracterul de slujitor al Domnului nostru. Acesta este aspectul lucrării lui Hristos care este expus cel mai limpede în Evanghelia după Marcu. Trebuie să subliniem faptul că Iisus Hristos ca slujitor nu era un curier sau o slugă pentru om gata să facă tot ce-i cere acesta. Evanghelia după Marcu ne-l descrie pe Isus ca slujitor al lui Dumnezeu. El a venit să facă voia lui Dumnezeu în primul rând. Așadar, mielul îl arată pe Hristos în deplina sa identificare cu omul în viață și în moarte, Ați observat vreodată acest lucru? La începutul lucrării lui Isus, Ioan Botezătorul a spus despre el că este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Această afirmație se referea la lucrarea lui. Mai târziu, Ioan a spus, iată mielul lui Dumnezeu, referindu-se de această dată la persoana Domnului. Încă de la începuturi, mielul a simbolizat calitatea și capacitatea lui Isus de a lua locul omului în purtearea păcatelor omenirii. Prima jertfă adusă de Abel lui Dumnezeu a fost un miel. Cred că Dumnezeu i-a îmbrăcat pe Adam și Eva în piei de miel. Nu pot să dovedesc acest lucru, dar cred că este posibil pe baza faptului că prima jertfă adusă de Abel a fost un miel. Capitolul 53 din Cartea Isaia ne spune foarte clar că Isus Hristos, mielul lui Dumnezeu, a luat locul nostru. A purtat păcatele și nelegiuirile noastre pe cruce. El n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, spune Isaia. Iisus Hristos este înfățișat ca un miel. Mielul devine înlocuitorul nostru pe cruce. De asemenea, Iisus este înfățișat ca un miel în învierea sa. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat și avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Sunt cuvintele scrise în Apocalipsa, capitolul 5, versetul 6. Și ziceau munților și stâncilor, Cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Continuă Ioan în cartea Apocalipsa, tot în capitolul 6, versetele 16 și 17 de această dată. Dintre toate jerfele, mielul este reprezentarea cea mai exactă a lui Iisus Hristos. Dar iată ce trebuia să se facă cu animalul. Să-și pună mâna pe capul dobitocului și să-l junghe înaintea cortului întâlnirii. Fiul lui Aron să-i stropească sângele pe altar de jur în prejur. Din această jerfă de mulțumire să aducă o jerfă mistuită de foc înaintea Domnului și anume, grăsimea, coada întreagă pe care o va desface de la osul spinării, grăsimea care acoperă măruntaele și toată grăsimea care ține de măruntaie, cei doi rărung și grăsimea de pe ei, de pe coapse și prapurul ficatului pe care îl va dezlipi de lângă rărung. Ritualul este similar celui prescris pentru un animal din cireadă. Grăsimea era partea lui Dumnezeu. Era considerată partea cea mai bună dintr-un animal. Un animal gras era considerat cel mai bun și tot ce era mai bun trebuie oferit lui Dumnezeu. Există mai multe fragmente care dovedesc faptul că grăsimea era considerată partea cea mai bună a animalului. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Neemia, capitolul 8, versetul 10. Duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru. Apoi, în Isaia, capitolul 26, Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate grase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate grase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, spune tatăl bucuros de întoarcerea fiului său risipitor în Evanghelia după Luca, capitolul 15. Noi încercăm astăzi să slăbim și nu mâncăm alimente grase, dar este evident că grăsimea era considerată partea aleasă de Dumnezeu. El a spus foarte clar, grăsimea care acoperă măruntaiele și toată grăsimea care ține de măruntaie, cei doi rinic și grăsimea de pe ei, toate sunt pentru Dumnezeu. Lui se cuvinea ce era mai bun. Putem vedea aici semnificația de plină și profundă a jertfei pentru pace. Părtășia cu Dumnezeu este posibilă numai prin sângele lui Hristos. Este foarte adevărat lucrul acesta. Dar această părtășie mai comportă încă un aspect. Pentru ca ea să fie completă și finală, este nevoie de prezentarea vieții celui credincios dintr-o dedicare totală înaintea lui Dumnezeu. Ambele aspecte sunt incluse de Isus Hristos în atât de frumoasa invitație. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. O dihnă pe care o dă El este obținută prin sângele Lui. Este o dihnă a răscumpărării. Tot El a mai spus, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima, și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Aceasta este o digna pe care o aflăm noi. O reprezentată în jerfa pentru pace, de grăsime adusă și arsă pe altar. Noi trebuie să venim la el și să ne predăm viața lui. Aceasta este o digna dedicării. Expresia coada întreagă este tradusă în alte versiuni prin coada groasă în întregime, pentru că era vorba de fapt de o rasă anume, de oi rară în acea arie geografică. Coada acestora cântărea aproape 7 kg și era foarte grasă. Dar pe toate acestea, ne spune Domnul în versetul 11, preotul să le arde pe altar. Aceasta este mâncarea unei jerfe mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o cerință oricum neobișnuită și unii au încercat să asocieze acest verset cu ofrandele păgâne. Știm dintr-o inscripție asiriană de la Eshradon că cei care aduceau jerfe sacrificau victimele zeilor și apoi stăteau la o spăț împreună cu ei. În cazul jerfei pentru pace, lucrurile stau tocmai invers. Dumnezeu o spătează pe cel care aduce jerfa. Dumnezeu arată foarte clar acest lucru în Deuteronom, capitolul 12, versetele 6 și 7. Acolo să vă aduceți arderile voastre de tot, jerfele voastre, zeciuielile voastre, cele din tăi roade, darurile aduse ca împlinirea unei juruințe, darurile de bunăvoie și întâi născuții din cirezile și turmele voastre. Acolo să mâncați înaintea Domnului Dumnezeului vostru și să vă bucurați împreună cu familiile voastre de toate bunurile cu care vă va fi binecuvântat Domnul Dumnezeul vostru. Grăsimea era mistuită de foc, dar preotul primea pieptul și umărul. Dăruitorul mânca restul în casa Domnului. Dumnezeu era gazda, iar dăruitorul, păcătosul, era oaspetele. Paganismul a răstălmăcit totul, și din cauza aceasta e acuzat Isaia pe izraeliți de idolatrie. Iată ce spune el: Voi care părăsiți pe Domnul, care uitați muntele meu cel sfânt, care puneți o masă norocului și umpleți în pahar în cinstea soartei. Omul modern crede că poate să-și pregătească singur masa mântuirii și să-l invite pe Dumnezeu să vină și să mănânce. Dragi deci, prieteni, aceasta este o noțiune pur păgână. Dumnezeu este Cel care pregătește masa mântuirii și tot El este Cel care o pregătește și pe cea părtă și ei. Vom vedea data viitoare ultima dintre jertfele de pace sau de mulțumire. Important este, dragii mei, să ne aducem aminte că Dumnezeu merită jertfele noastre. Dar mai mult, din aceste jertfe, noi suntem cei câștigați. El este acela care ne invită la o comuniune deosebită cu El. Ceea ce contează este o inimă curată. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.